Bună, dragilor! După cum știți, vestitorii primăverii au poposit deja la AFI Ploiești, așa că mă aflu alături de Nicoleta, de Sophie și de Marian și ne pregătim de o sesiune de shopping pentru Paște. Cum e, Nicola, voi în familie? De obicei vă înnoiți de Paște? Da, în fiecare an de Paște încercăm să ne înnoim ținutele, mai ales că vine primăvara și întotdeauna e nevoie de un refresh. Hai să profităm atunci de magazinele din AFI Ploiești și să căutăm câte o ținută pentru fiecare. Ești pregătită? Da? Hai! Să te îmbraci de obicei, Nico? Elegant? Sport? De obicei prefer ținutele mai sport. Mă simt mai ok și mă pot mișca în voie în ținutele mai sport. Ce faceți de Paște? Unde mergeți? De Paște am planificat să mergem la masă în familie, cu toată familia, să ne reunim. Sărbătorile de Paște sunt cele mai frumoase în familie, așa că ne-am pregătit pentru Paște împreună. A fost o reală plăcere. Am avut un sprijin de bază aici în Sofia. Iar acum ne pregătim să bem o cafea, ne relaxăm după sesiunea de shopping. Cum vi s-a părut? Cum vi se par ținutele? Super! Super, mi se potrivesc. Ce-ți place cel mai mult, Sofie? Ia spune-mi tu mie. Gentuța. Și ce crezi că... Crezi că o să-ți încap aici ceea ce o să-ți aducă iepurașul de Paște? Da. Ce-ți dorești să-ți aducă iepurașul? O zgărie. Nu uitați că iepurașul de Paște poate fi găsit și la AFI Ploiești, așa că vă așteptăm și vă dorim sărbători cu bine. Cumpărăturile de Paște nu trebuie să fie neapărat o corvoadă. Uitați cum ne-am distrat noi astăzi. Am mers, ne-am cumpărat haine, după care ne-am relaxat în noua locație din AFI Ploiești, în cafeneaua Ili. Ne-am găsit fiecare câte ceva să ne placă. Sofie, cum e freșul? Foarte bun. Și cafeaua ta? Super. Așa că nu uitați de Paște să veniți să vă faceți cumpărăturile în AFI Ploiești, găsiți tot ce vă trebuie și pentru masa de Paște, dar și pentru cadourile pe care cu siguranță vă doriți să le faceți celor dragi.